Mâine vine nepoata să demoleze casa. Dar cum să demoleze? E ca așa, eu am trimis care ne-a adus o informare mie. Și au venit cu doi polițiști. O decis vreo instanță care voie să demoleze? Da, e acolo scrie, nu. Dar e scrie că niște proprietatea ei vrea, o să o strică, nu vrea, nu strică. Pe proprietatea ei, deci instanța au decis că ea trebuie să... Păi și nu ziceați că ați contestat, nu e la Curtea Supremă acum? Încă nu a trimis avocatul cealaltă, trebuie să trimată astăzi. Și nu a trimis-o, am vorbit cu dânsul și a spus, zic, ce fac eu mâine? Dar el spune, sunteți în casă, sunteți în căldură, trăiți mai departe fericit și gata. Dar păi sunteți în ospeție, nu sunteți acasă, unde sunteți? Eu sunt atamana, nu sunt în casa părintească. Păi asta care vine să o demoleze. Da, aici locuiește fiica cu trei copii. Și pe dumneavoastră au venit, v-au scos de acolo și dumneavoastră v-ați întors la fiica. Mi-a dat voie, pentru că am tutela pe copii, mi-a dat voie să vin, să stau cu dânsii câte iese la loc. Dar între timp au venit mai ieri și au tăiat gazul, sau ce s-a întâmplat? Da, ieri au tăiat gazul. Azi am aflat care a fost pricina. A venit un muncitor de la gaz, de la Moldova Gaz, și adică cum el controlor, când vine și spui datele de pe contor. A fost pe data de 12, a luat datele, tot a fost normal. Ieri sună nepoata la captora lor acolo și spune că nu este plomba la cantor. Să vină, să verifice, spună plombă nouă și gata, nu? O venit și o tăie pe gazul. Toate trubile, eu mă gândesc așa, ei aveau dreptul să deconecteze de la contor și gata. Dacă ceva erau, dar eu tăiesc toate trubile, care din casă ieșeau afară, mai scurt până la țava centrală. A scos contor, a scos tot. Dacă ea e proprietară, face ce vrea, nu așa au spus. Acum și curentul electric poate să vă-l taie. Da, eu am mai stat odată, jumătate de an am stat, am îngolnit fiica cu copiii aici. În 2017. Tot așa vă judecați. Era hotărâre de judecată deja, da? Încă nu, era hotărâre de judecată atunci. Deci are exercițiu, nu-i prima dată. Da. Poate e timpul să schimbați avocatul dacă el nu prea vă apără și nu prea știe cum. Of, Doamne, dar chiar am muiat când te întrebiște la Curtea Supremă și nici nu mă ajunge capul. Cine poate să apuce? Dacă mâine nu depune la Curtea Supremă, eu mâine dimineață, dacă nu depune, eu rămân pe drum. Cu tot cu nepot, cu tot cu fiică, cu tot grămadă. Oricum, înregistrarea recursului nu cred că oprește executarea. Dacă o decizi Curtea de Apel, decizie executorie. Și după aceea trebuiască să vă repare dacă Curtea Supremă decide că nu a avut dreptate, o să trebuiască ea să repare ce a făcut, dacă s-o grăbiți să execute. Dar acum da. Atunci a fost titlul executoriu și a pus înapoi. Dar tot din contul meu. Pare rău. Și asta e în Sângerie, în oraș. În orașul Călăraș. Ai, în Călăraș, da. Sângerie era alt caz de ieri. Asta este în orașul Călăraș. Prima stradilă, Mihai Sadoveanu, 9. Casa părinților mei. Dacă nepoata au reușit să convingă instanța de judecată, dar ce au prezentat? A zis că testament de la, sau contract de îngrijire, a zis. Contractul de îngrijire a fost anulat prin judecată. A fost reziliat.
Și atunci cum dar o convins instanța? Testament, dar ce? Au fost două documente întocmite în una și aceeași zi la unul și același notar. Și nu e posibil? Este posibil dacă ele au fost. Mama a decedat și n-am mai știut că am mai scălit și testament. Pare rău. Da. Mulțumesc pentru mărturie. Dacă da. Filmați, noi publicăm. Dacă mai sunați, înregistrăm și difuzăm. Atât știm să facem de la distanță. Vă mulțumesc. Da, domnul Oleg, încă da. Am vrut să vă mai întreb. Încă o întrebare. Mai sunt încă două persoane, tot cu aceeași problemă ca a mea. Cu alte rude, nu tot cu nepoata dumneavoastră. Da, nu ai niște persoane străine, dar așa. Au probleme de felul meu. Da, tot în Călăraș. Tot în Călăraș, da. Și eu chiar am spus că vreau să vă spun despre ele și dacă este posibil, mă întâlnesc cu amândouă și să vorbească ele. Sigur, sigur. Dacă vor, puteți filma dumneavoastră sau puteți face un apel așa prin Facebook, Skype, Viber și înregistrăm și difuzăm. Bine. Dar am vrut să întreb încă o întrebare. Acum, cu toate acestea, ce fac eu mâine? Mă tem că nu puteți face nimic sau eu nu mă pricep bine la legi. Trebuie consultat și alt jurist. Eu mă tem că nici avocatul pe care l-aveți dumneavoastră, care o să facă repede un recurs la Curtea Supremă, nu o să poată opri executarea. Poate doar să invoce faptul că e toamna, că nu aveți unde să vă duceți și în felul ăsta să țineți o amânare executării și între timp poate să examinează la Curtea Supremă. Dar nu știu cum. Întrebați juriști, avocați. Iată, Ion Drăguț a dat mai devreme pe internet, transmite live și el pretinde că e pentru drepturile omului, pentru dreptate. Scrieți-i pe Facebook. Și întrebați-l. Stați o clipă, măcar să scriu. Dar ce scrieți? Vă dau acuși pe Facebook, vă scriu numele lui, vă dau adresa exactă. Ce acum suntem cu scrisul ca altă dată? Răbde că o spus la televizor, hai răbde să scriu. Cum oamenii altfel comunic. Bine, vă mulțumesc frumos. La revedere. La revedere.